Salut, eu sunt Miru și ăsta este episodul 15 din Îmi spui sau bei, bră? Și poate tu nu le vezi, că toate jurul tău și nu-ți vine să crezi. Ne parcă joci un rol pe dinăuntru gojii. Astăzi eu am alături de mine pe Ramona, pe Dead Ramona, acea Ramona. Ta-da! Persoana de radio și mai nou intrată și în vlogosfera românească. Și o știu că nu este cu țigurile pe casă, așa că m-am gândit să o invit alături de mine la niște întrebări jenante. Mulțumesc frumos pentru invitație. Bine ai venit, bine te-am găsit. Bine te-am găsit în casă nouă. Da, este primul episod în casă nouă, frate. Nu am tocmai un fundal ortodox. Am un geam deschis și o perdea, dar e ok. Trebuie să-mi schimb perdele, asta știu sigur. Ba da, e ortodox, că ăsta e fundal de creștin ortodox, tipic românesc, de mamaie, știi? Da, și are o casă foarte mișto și spațioasă și o invidiez foarte tare. Trebuie să găsim și lui Ramona să se mute repede. S-a mutat, s-a mutat la el. Pentru că filmăm, astăzi este duminică, adică ultima zi de weekend și ultima zi în care se văd păcatele pe care le-ai făcut de-a lungul weekendului. O să bem ceva lejer, o să bem niște cidru. Am primit magnet de la mama mea din Praga, magnet pentru bețivi, e un desfăcător. Cât de tare e? Da, magnet de bețivi, pui mei. Și astăzi vom bea cidru. Și bem cidru și... A, ce culoare drăguțare! Să știi că n-am băut niciodată cidru. E prima dată. N-ai băut niciodată cidru? Nu. Băi, frate. Mulțumesc frumos. Băi, frate. Deci e prima dată cu tine. Da? O să mă doară? Nu. O să-mi placă, înseamnă. Ce-ți bine, bine. Bine, bine. E ca un suculeț cu alcool mult. Mamă, cât de bun e. Alcool mult? O să-mi iau acasă. E, mi se pare că are mai mult alcool decât o bere. A, asta e bine. Cât o bere? Cât o bere. E perfect. Dar chiar e bun. Ramona, știi regulile? Da. Întrebări. Întrebări indecente. Dacă vrei să răspunzi, răspunzi. Dacă nu vrei să răspunzi, dai la mușcă. Da, orice. Dar să se înțeleagă că dacă alegi să bei, asta nu înseamnă că dai un răspuns neapărat la întrebare, pur și simplu alegi să rămână în intimitatea ta cu întrebarea respectivă, adică răspunsul, știi ce zic? Da, bun. Să am înțeles. Hai pe iată foarte că hârtie asta, aia așa, foarte că la și, da? Da. 1, 2, 3 și. Zic că eu nu știu ce e asta. E ceva ce. 1, 2, 3 și. Te-am bătut, da. Încep. Încep eu. Doamne, deci mi-a fost frică la Mășanca, dar la Ramona mi-e și mai frică. Stai că mai multe. Dar poți să-mi pui câte întrebări vrei tu dacă vrei. Eu mi-am scris doar 6. Dacă vrei tu să mă întrebi mai multe, dacă vrei tu să mă întrebi mai multe, poți să mă aștept să-ți răspund. Stai că nu... Așa, gata, încep mai ușor. Flatulezi în club? Știi când e multă lume? Și te gândești, bă, nu aude nimeni, se simte, nu se știe de la cine. Bă, da, auzi, poate nu se aude, dar se simte, deci aleg să nu. Să nu. Nu, mă abțin. Mă abțin, mă umplu și când ori te duci la baie, ori când ieși din club sau ceva, nu știu, dar nu, în club, nu. Eu mereu mă întreb cine, mereu am oameni din ăștia care nu se abțin în jurul meu. Și mă întreb cine, de la cine vede, dar nu întreb pentru că... E așa, o doză de mister. Că de obicei cine întreabă, a, zice, tu ai dat-o și acum mă întreb, care nu întreb, da. Nu m-am mai machiat, i-am zis Ramona să-mi aducă fond de ten, dar nu m-am mai machiat ca să vadă și ea că l-a trimis pe Mirel și pe Mirela și pe toți copiii lor. Și o splină de mine. La mine, pe față. Mirel este coșul Ramonei. Da, dacă îmi iese un coș, se numește Mirel. Mirel are și multe rude și mulți prieteni și suntem amândouă cu Mirel. Da, suntem în familia Mirel. Bun, fii atentă. Ai fost vreodată, întrebare, ai fost vreodată combinată cu vreo persoană publică pe ascuns? Da! Da! Era să zic acum! De mai multe. De mai multe ori? Cu aceeași persoană sau cu mai multe persoane? Cu două persoane diferite. Da? Da. Și e interesant, așa gen, sneaky? Sau e ciudat că nu știe lumea, gen, că eu e relația mea ascuns? Sunt în general foarte, țin foarte mult la viața mea privată și n-aș vrea să știu, adică și dacă aș fi cu cineva, prefer să țin pentru mine. Uh-huh. Mai postez câte chestii, că n-ai văzut când mă îndrăgostesc, mai postez așa câte chestii, dar nu știu unde, cine, dar e normal. Am înțeles. Dar e mai palpitant. O să vă las în descriere Instagramul Ramonei și canalul ei de YouTube.
Jurnal de blond se numește canalul tău. Jurnal de blond, da. Ce blondă. Da, ne-a crescut părul azi noapte subit. Da. Și Ramona are pe Instagram niște story-uri super interesante, pe lângă că sunt cringe, multe dintre ele sunt super cringe. Are din astea super funny în care are logore și zice o povestioară în 5-10 story-uri, ceva de genul. Sau într-unul, că mai vorbesc de multe ori. Sau într-unul. Da, și vorbește foarte mult. Și repede. Bun, da. Așa, eu acum. Da, hai, întreabă. Cât ai stat cel mai mult fără duș? Fără duș? Fără să faci duș, da. Te gândești acum, nu? Da, așa. Să zic că și tu ai stat mult fără să faci duș. Noi, fetele, mai intrăm câteodată în depresie. Și nu face nimic. Depresie de aia de ce de să arzi 3 sezoane de la un serial într-o zi. Da. Și nu ai timp de duș. Da. Mai ales dacă are mai multe sezoane. Așa că mare atenție la ce vă uitați pe Netflix. Bun așa. Mamă, ce întrebări nebune mâncați așa. Bun, fii atent. Te ascult. Apropo de cariera ta în radio. Da. Ai avut vreodată fantezii cu colegul tău cu tupană? Da. Zică, mă gândeam, da. Băi, da, noi ne știam de mai mulți ani de dinainte și eu eram fanul lui și am fost îndrăgostită de el înainte să lucrăm împreună și chestii genul ăsta. După care am devenit prieteni și după aia am ajuns colegi și am avut, nu cât am fost colegi, dar înainte. Da, nice. Cu copulețul lui. Ei spune actualului că fostul o avea mai mare? Nu. Dar te văd că bei sunt ca mai multele, te văd că bei, beau și eu. Bă, da, în unele episoade este permis. Pentru că este mai mult o discuție de-asta, o taclare, înțelegi? Da, chiar așa e. Da, eu sunt. Da. Ramona, spune-mi un obicei scârbos pe care l-ai. Obicei scârbos? Da, un obicei scârbos pe care l-ai. Nu prea am, că nu prea supăr chestiile scârboase. Nu știu, nu am. Nu ai obiceiuri scârboase? Nu supăr chestiile. Nu te scârbinați, nu faci chestii de genul ăsta? Sunt foarte obsedată. Eu am nările foarte dubioase și toată lumea... Mamă, chiar are o problemă, frate, cu chestia asta, femeia. Deci chiar are o problemă cu asta, știu, de când ne-am cunoscut, dar uite-te la nasul meu, că nara din stânga este nu știu cum și nara din dreapta este nu știu cum, frate, nu. Nu, ai impresia mea că am muci, dar n-am. Uite, ba da. Și lumea zice story-uri că am muci. Și filmez de jos, așa. What she says, gen. Mamă, deci dacă eu m-aș filma de jos și mi-aș filma nasul de jos, cred că ai vedea o tijă și încă două tirbușoane să-mi trăiască mama, nu mai ții nimic. Sunt ca două desfăcătoare de bere, de vin, până așa de la spirarea. Așa și am mereu grijă asta, să-mi sufru mereu nasul, să nu am niciodată muci. Deja am obțios. Am înțeles, deci n-ai. Mă curăț nasul mereu. Am înțeles, nu scuip, nu te bești, nu faci nimic. Nu știu să scuip. Ah, ai Am învățat foarte multe. Serios? Să scuipe fără cel mai mic mișto. Nu știu, aș vrea. Începând de la colega mea de bancă din liceu. Nu știam să scuipe, am zis, hai că te învăț eu. Să mor dacă te mișto. Uite, dar, spre exemplu, pe mine, nu știu dacă cineva ar putea să mă vezi să râgâi. Eu nu știu să râgâi, frate. Nu știu să râgâi, frate, nu pot. Am încercat, înghite aer, fă nu știu cum, n-am nicio treabă. Dar mă fac așa un balon și atât, da. Nu vine natural, deci nu ai obicei scârboasă. Nu. Uite, o întrebare scârboasă. Unde spui mucii? Aoleu. În general în șervețe, dar în alte locuri prefer să beau. Sunt traumatizată de chestia asta. Aveam un vecin și mergeam pe la el și când vorbeam cu el se scobea nas și stătea așa pe canapea sub, știi, numai că eu nu-l vedeam. Și făceam eu chestia asta în timp ce se uita în ochii mei. Da. Uai. Ramona? Da. Deasupra sau de desubt? De desubt. De desubt? Bătrânești așa? Da. Bă, ce trist. Ce trist, bă. Melene. Bă, după ce că n-ai prieten de 150 de ani, pe vlogul ăsta, pe bune, încă 150 de ani, acum nu o să faci gata. Deci nu o să-ți faci gaci când încă 150 de ani acum colo după dumneavoastră. Japoneale! Alexandru!
gagic. Păi oamenii ăștia nu mai înțeleg nimic, frate. Ori ești gagicul meu, ori ești al ei. Salută oamenii, că ai fost în seria asta deja. Subscribe la Ciobanu. Oh, nu, ești cu minogeală de follow. Mulțumesc! Da? Ok, dar. A, până mă pupă părinții ăștia. Da, da, iubitul meu. Bine. Oh, nu. Așa facem. Hai, du-te, show away. Așa, deci am văzut că ai zis că n-ai făcut sex cu o femeie și că n-ai dat acolo, gen că nu-ți place. Așa. Pentru câți bani ai face? Te gândești, e un lucru bun. Mai eu sunt o persoană de business și eu încerc să mă gândesc din mai multe puncte de vedere, înțeles? Pentru cât bani aș face? Ha, mă, că aș face-o pentru, nu știu, o sumă minimă. Deci o sumă minimă, minim. Un milion de dolari, minim. Minim, bune? Da, minim, un milion de dolari. Asta în cazul în care mă ferește Dumnezeu de vreo bicii de acum. Dar nu, nu pot, n-aș putea, nu, beată chiar n-aș putea. Nu, trebuie să fiu și conștientă de ce fac. Păi beată, s-ar putea să faci și fac eu, adică să stai. Oh. Eu cred că nu am făcut prea multă seara. Vai, mă, fii atent. Întrebare, Ramon, dacă ai avea un iubit și sunteți, dacă e ipotetic, super ipotetic, dacă ai avea un iubit și ați fi împreună în mașină, gen pe drum, el la volan cu îndreaptă, da? Da. Ai face și tu un... ai face un orar, ai face un orar prietenului tău cât ar conduce mașina? Am înțeles. Nu pot, că am vreo fată, da. Da, am înțeles. A, da, bine. Cât de des se masturbezi, da? Și bine ales că banală. Da, Alexandru tocmai s-a dus. Te-ai plimbat ca seninul prin toată casa mea. Mișto făceaba, ai fă. Șmecherie. Bun, stai să vezi când o filmat cu Diana primul episod din casa asta. Noi două o să fie circul pământului. Deci cât de des mă masturbez, ziceai, bă, răluț. Răluț? Super răluț, din ce în ce mai rar. Nu am timp să mor dacă te mint. Nu am timp de chestia asta și nici jucării n-am. A, cu jucării și de asta nu. Da, jucării nu. Dar mie nu-mi place plasticul, e seco. Distrugem planeta cu dildouri. Vai, mă. Hai, Ramona. Mărimea contează? Da. Da? Da. Deci v-ați lămurit, da? Tot restul populației de sex masculin. Dă-i frăjoară! Mărimea contează și eu mi-am desfăcut cozile și m-am și văzut. Asta cu mărimea nu contează, e scoasă de ea. Cel mai dubios loc în care ai făcut sex? Aolea, părinții mei să uită la vlogurile astea. Nu, n-am făcut, e virgin. Ex și eu, dar nu știu cum să faci. Nu știu, cred că... Cred că când, atunci când o se întâmple, mm-hmm, o să ne spui. Da, o să vă anunț. După sigur, ce o să-ți pierzi floarea. Nu, zic cel mai dubios loc în care ai fi făcut sex dacă ai făcut. Da, tu fiind virgin, ziceam că te-ai primat în chestia asta. Și acum să curgă un patrafil de comentarii. Ești virgină? Mamă! Dar nu chiar crede chestia asta. Dar chiar e, da. De ce nu spui? Nu, dar nu e rușine. Dar nu pot să zic pe aia nici. Sunt virgină, da, am un loc în care sunt virgină. Dar nici măcar nu pot să zic pe aia cum sunt virgină în ureche. Păi vede cât acolo am, tată. Ai interes? Stai să dacă vreau să mai întreb ceva. Hai, întreabă-mă, dar poți să mă mai întreb, că mie îmi place, eu nu mai am întrebări. Ăla e ticul meu. Jur pe mama. Ce? Era din secă, n-ai vei cum să ai la fel. Da, bine, azi, e al meu. Nici nu am constat, am uitat și că există. Cum l-am văzut? Dar nu poți să uiți și de geaca aia? Nu, aia chiar nu. Ai furat vreodată din magazin? Da. Ce? Deci aveam un magazin din care furam tot timpul când eram copil. Bă, dar aveam o strategie în care, gen, și când furam, tot cumpăram ceva de la casă, înțelegi? Gen, cumpăram o dosă de suc și poate de suc, o ciocolată. Băgam 7 kinder în buzunar. Înțelegi? Să nu furați, nu este bine să furați. Eu am căzut în păcatul ciocolatei.
Și atât am de spus. Ramona, cum ți s-a părut episodul? Foarte tare, dar vreau să mai întreb ceva. Ia, treaba. Trimiți nudes? Hmm? Trimiți nudes? Nu. Nu? Nu nudes. Spuneți nu nudes-urilor! Nu nudes. Te-ai tatuat? Da! Da, din Harry Potter. Ce nebună ești! Sunt obsedat. Ce nebună ești să facem un maraton de Harry Potter. Și avem un bac și un bac. Da, toată lumea se bagă. Să știți că am avut episodul de Spui sau Bei. Mie nu-mi plac despărțirile, nici Ramonei nu-mi plac despărțirile, de pentru nu fac, că... De-aia nu fac ce? De-aia nu fac iubit, ca să nu-i dăm. Deci da, este singură, este valabilă, este o femeie independentă și de carieră. Valabilă, adică niște criterii, fata mea, așa. Am principii, am principii. Are cam principii. Bine, bine. Are principii și noi vă zicem salut și ne vedem data viitoare. Bye!